Sănătate și bine revenit printre martelul cripto la o nouă ediție a știrilor pe din lumea criptomonedelor. Binance acceptă actualizarea Terra Classic Parity, iar Layer One TF așteaptă actualizarea Google. Flochei nu crește cu 8% datorită noii platforme educaționale și perechilor de tranzacționare. În timp ce instituția SEC este ocupată să dea în judecată companiile Binance și Coinbase, cei de la BlackRock și cele mai mari bănci din Statele Unite au cumpărat în tăcere sume record de bitcoin. Aplicația de plăți Strike lansează remitențe instantanee și ieftine către Mexic prin Bitcoin Lighting. BRICS consideră Bitcoinul o alternativă a dolarului american. Țările BRICS preia conducerea Rusia și China se pregătesc să depășească America în adoptarea criptografică. Egiptul depune oficial cererea de aderare la BRICS. Hong Kong a pus presiune pe trei bănci majore să accepte printre clienți și exchange cripto. Litorul restricționează tranzacționarea monedelor Algorand, Mana, Polygon și Dash deoarece sunt considerate valori mobiliare în procesul cu instituția SEC. Revista Fortune recunoaște că la Ripple sunt cele mai bune locuri de muncă din Statele Unite. Moneda XRP ar putea crește între 12 și 50 de dolari la începutul lui 2024, un trader. XRP nu ar trebui considerat un contract de investiții, dezvăluie documentele Hinman. Noua pereche de tranzacționare XRP va fi listată pe cel mai mare schimb de criptomonede din Australia, BTC Markets. Ceul de la SBI declară că fie, fiecare bancă din Japonia va folosi moneda XRP până în 2025, iar valoarea fundamentală a Bitcoinului este practic zero. Cam atât în această ediție, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita te rog că nu sunt consultat financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colectare cât mai multe criptomonede.